Cum arată pe interior cel mai performant ceas inteligent, Apple Watch Ultra? Cât ai zice Pro iPhone Cluj, ne uităm în interiorul lui să vedem din ce e făcut. Exteriorul este chiar superb și diferit de celelalte modele mai vechi de până la el. Este mult mai mare și vine cu câteva funcții în plus. Îi desfacem cele patru șuruburi de la capacul din spate, să vedem ce se află în spatele capacului. Pe partea cu ceasul avem un shield cu logo Apple, pe care vine prins capacul din sticlă cu cei mai importanti senzori din ceas. Continuăm cu dezasamblarea display-ului, care este foarte puternic prins către carcasă. Sub el observăm foarte ușor cea mai mare piesă din telefon, care este acumulatorul și Taptic Engine, motorașul de vibrație. Iar acesta este display-ul văzut din spate. Desfacem cele patru șurube pentru a scoate acumulatorul. Are două în parte de jos și două în parte de sus, lângă Taptic Engine. Închidem ceasul pentru a ne asigura că display-ul încă funcționează perfect. Mai departe, continuăm cu acumulatorul. Este foarte mare și vă anunț că ține foarte mult. Mă ține ceasul aproximativ 4 zile încărcat. Acela nu este un fir de păr. Dăm jos display-ul, dăm jos cele două șurube cu shield-ul pe care ține mufa display-ului. Este un display mult mai mare decât la celelalte generații și se tastează mult mai ușor pe el. Acesta este Taptic Engine, motorașul de vibrație. Noi suntem specializați pe iPhone-uri, iar dacă ți-a plăcut acest video pentru a vedea și altele, nu uita de like și follow!